Te ascultăm, Bogdan. Adelina Pestrițu se pregătește cu emoție să devină mămică. An la rândul și-a dorit să înfieze un copil și tocmai de aceea în 2011 a încercat să facă acest lucru pentru că mergea foarte des la un centru de plasament și pleca mereu impresionată de acolo. Se gândise chiar și la un nume pentru fetița pe care voia să o înfieze și anume Zaira. Iată că Adelina Pestrițu a declarat și a anunțat toată lumea acum câteva zile când am primit frumoasa vârstă de 31 de ani, că este însărcinată în 3 luni. Iar acum o serie de alte mărturisiri, iată, aflăm că acum ani de zile vedeta a vrut să-și înfieze o fetiță. Ea își dorea de foarte mult timp un copil. A trecut și printr-o sarcină extrauterină care a lăsat o urmă adâncă și totuși e vorba de un eșec pentru o femeie. Probabil că acel lucru a făcut-o să-și dorească să înfieze acea fetiță. Este foarte frumos. Eu aș sfătui eu să nu renunțe la ideea de a înfia o fetiță. Acum va avea propriul copil. Știu că va avea propriul copil, dar eu cred că cel mai frumos lucru pe care o femeie poate să-l facă într-adevăr frumos, în afară de faptul că sigur poate deveni mamă și acest lucru este minunat, este să înfieze un copil, pentru că practic dai o șansă reală vieții. Cu siguranță în momentul acesta ea se va bucura de maternitate. S-ar putea să aibă un băiețel chiar, să nu aibă chiar fetiță, cum și-a dorit. S-ar putea de-abia după ce se naște copilul ei să se mai gândească o dată dacă vrea să înfieze sau nu. Ceea ce trebuie noi să remarcăm este că, dincolo de imaginea pe care o are Adelina, că ne uităm la ea, este frumoasă, pare așa ușor divă, e o fată cu suflet. Și o fată care simte și o fată cu o disciplină extraordinară. Mie îmi place să remarc tot timpul cum se remodelează în permanență, cum se reinventează în permanență. Și cumva a rămas constantă unei anume modestii, care nu scoate pe ea foarte tare în evidență, decât cu ceea ce face strict. Are un business în care își vinde imaginea, doar atât, vinde o imagine frumoasă a unei femei stilate. Nu prea vedem să facă excese cu ceva și asta e o treabă foarte bună, pentru că e genul acela de vedetă de la care ai de învățat, nu de la care nu ai de învățat. Ce felicităm! Mai sunt și alte vedete care au înfiat copii de-a lungul timpului. Modena Ghene a înfiat un băiețel din Haid. Bine, nu l-a luat acasă, dar avea grijă de el la distanță. Dana Nălbaru la fel a adoptat o fetiță, adică mai multe vedete au încercat, altele au adoptat, altele au adoptat la distanță. Ori pentru a face un bine, ori poate că nu puteau la momentul respectiv, cum poate a fost și cu Adelina Pestrițu, poate putea să facă copii și își dorea foarte mult un copil, își dorea pe cineva alături de sufletul ei. E foarte bine că în momentul în care... E foarte bine că are copilul ei acum, pentru că totuși trebuie să luăm în calcul vârsta ei, este foarte tânără încă. Eu cred că la 20 și ceva de ani, când îți dorești foarte tare un copil, trebuie să te gândești foarte bine de ce anume ți-l dorești atâta de tare, pentru că acum cu meseria ei, ține minte, a avut un show de televiziune. Adică probabil că copilul și-l dorea așa, ca un balsam sufletesc. E foarte bine că a așteptat, e foarte bine că a fost înțeleaptă să nu ia decizii foarte pripite. Aștepta bărbatul potrivit. Exact, aștepta momentul potrivit și bărbatul potrivit, pentru că copiii se fac în doi și ideal ar fi să fie crescuți în doi. Acum, ca și o observație absolut personală, genul acesta, sprijin un copil în casa de copii, mie mi se pare e ca și când ai trimite la distanță niște mâncare la căței. Da. Asta, adică asta ori îl iei și dai emoție, ori îi dai niște bani să aibă niște hăinuțe, ceea ce mie mi se pare cel mai firesc lucru.